Ni hao România, bună ziua dragi copii! Nu am mai postat pe canalul ăsta de foarte, foarte mult timp, adică de vreun an așa, și am decis să mă întorc cu un vlog. Mă scuzați dacă am nasul înfundat, nu știu de ce am nasul înfundat, nu sunt răcită, este, n-am niciun fel de simptome în afară de nasul înfundat. Azi o să filmez un vlog, un fel de weekend vlog, este sâmbătă, tocmai m-am trezit. Mama și bunica și sora mea sunt toate în dormitorul mamei și râd împreună cu cățelul. O să vă arăt imediat cățelul mai ales. Hello. Unde e cățelul? Mi-ați ascuns cățelul? Hei, cățelul! Ce faci, cățelul? Ce drăguță e! Sunteți foarte drăguțe toate. Hello! După cum vedeți, am părul roșu. Tocmai l-am vopsit ieri. Și eu cred că arăt ca mica sirenă, un pic. Mama spune că arăt ca fetele alea din filmele anime, care fac așa și dansează și cântă și poartă fustițe scurte. Dar eu nu prea mă uit la anime, deci eu m-am gândit la mica sirenă. Anyways, hai să ne spălăm pe dinți și să ne dăm cu cremă și să ignorăm buba asta de pe sprânceană. Și da, iubitul meu vine în aproximativ vreo oră să mă ia, să mă ducă la Hamburg. De obicei petrec așa vreo 2 săptămâni acasă la mama și 1 săptămână acasă la el. Îmi place foarte mult tricoul ăsta, Bad Influence, from 2000, since 2001. Eu sunt născută în 1998, deci se pare că la vârsta de 3 ani am început să fiu o influență proastă, adică atunci când m-am mutat în China, am devenit o influență proastă. Ok, am dormit în tricoul ăsta, dar nu cred că o să mă schimb din el, pentru că e foarte confortabil și îl port de obicei și ziua și noaptea, pentru că e așa, e mare, e oversize, și e foarte comod, e bun de orice context, orice environment. Trebuie să-mi prind părul ca să nu scuip pe el. Se mai întâmplă când mă spăl pe dinți să-mi scuip pasta de dinți pe păr. E foarte lung și greu de controlat. Îl răsucesc așa și pe urmă îl fac într-un ban. Cum se numește? Un ban. Cred că înțelegeți. Așa. Finished. Cam l-am strâns cam tare. Mi-am dat pasta de dinți pe asta. Pe lângă chiuvetă. Cleanser cu acid salicilic pentru bube, ca să nu le mai am. Aici pe sprânceană cred că e de fapt un fir de păr care a intrat cumva în carne și nu vrea să iasă. De asta e bubă acolo și l-am scobit și nu am reușit să îndeplinesc nimic. După spălatul feței este suflatul nasului înfundat. Crema pe care o voi folosi mi-a fost recomandată de website-ul The Inky List și este Omega Water Cream. Este foarte ușoară, aproape ca un gel, dar nu așa de lipicios și nu prea se simte pe față. Când dau așa pe față, se întinde foarte ușor, fiindcă este water cream, deci nu e ca alea foarte grele care sunt mai greu de întins. Nu trebuie decât un pic. Voi folosi acest Succinic Acid Blemish Treatment pe buba de pe sprânceană. Să sperăm că dispare cât mai curând. Este o cremă verde, ceea ce e o culoare foarte interesantă pentru o cremă de față. Și sub ochi mă dau cu Retinol Eye Cream, care este o cremă de ochi anti-riduri, pentru că am împlinit recent 24 de ani și mă simt foarte bătrână și nu vreau să fac riduri. M-am auzit că dacă vrei să-ți faci Botox, este cel mai bine să începi așa între
între 25 și 30 de ani pentru cele mai bune efecte, pentru că în felul ăsta nu ai șansa să faci riduri, fiindcă îți îngheață toate zonele astea și e practic un tratament preventiv. Prietena mea, Manu, care este din India, dar trăiește în California, mi-a spus că dacă mă dau cu cremă cu retinol, trebuie neapărat să port cremă de soare, dar nu vreau să mă dau zilnic. Totuși scrie pe tricou că sunt influență proastă, deci ar trebui să fiu influență proastă, dar I don't know, o să încerc. O să mă dau cu crema Eucerin SPF 30 Oil Control. Este fără ulei, deci nu este la fel de, da, uleioasă și scârboasă ca alte creme, dar are totuși, se simte un pic pe piele, dar nu prea tare. Să vedem dacă mă ustură ochii, dacă mă dau aproape de ei. Pe cât? Chiar de obicei nu prea port crema asta, deși știu că ar trebui să o port zilnic. Ok, sub ochi, unde m-am dat cu crema, cu retinol, încă nu mă ustură nimic. Așa, zero good. Și cam asta a fost rutina de skincare din ziua de azi. Nu folosesc zilnic aceleași produse, am foarte multe produse de îngrijire a pielii și câteodată mă dau cu ulei, câteodată nu, câteodată cu cremă, câteodată cu altceva, cu tot felul de tratamente, dar azi am făcut ceva mai simplu. O să mă dau și cu ceva pentru buze, dar l-am în dormitor. Obiceiul meu este să citesc când sunt la baie, pentru că simt că e un fel foarte simplu să incluzi puțin timp de citit și să stai, da, să citești în loc să stai pe telefon când te duci la toaletă. Sună cam ciudat, dar pentru mine merge. Citeam acum Atomic Habits și The Richest Man in Babylon, dar pe amândouă le-am pus deja în valiză ca să plec la casa iubitului, așa că voi citi The Power of Self-Discipline, pe care o citisem până la vreo jumătate și m-am plictisit. Nu mi-a plăcut foarte, foarte mult felul în care este scrisă această carte, dar dacă n-am altceva, o să o citesc. Poate o termin și pe asta, poate îi mai dau a doua șansă. Anyways, nu o să mă filmez pe toaletă, deci ok, bye-bye. V-am arătat coperta? Are o gogoașă. Mi se face poftă de fiecare dată. Da. Tocmai m-am dat cu un parfum solid numit Fresh As de la Lush. Miroase ca o pădure de brazi. Este un miros foarte plăcut, foarte fresh, cum e numele, și este foarte unisex, adică se potrivește și pentru bărbați și pentru femei. Membrane. Come on, Ellie. Ellie. Asta este Jack. Nu mai fi țăcănită. Ce fericire. Ce? Hey! Ellie! Got it! Ellie! Bleh!
le-am făcut și eu, săraca. Atât de tare vrei să o lingi pe față? Ești... That's cherry peppers. Peppers, yes. And dates. Wait a minute. And that's oil and broth from Quickborn. And do also baguette and... Am ajuns acasă la iubitul meu și astăzi proiectul este să rearanjăm cărțile. Am decis să fac în ordinea curcubeului. Mie mi se pare foarte frumos. El spune că e lipsit de logică, dar vedem cine câștigă. Este ora 6:40. Noi tocmai am pregătit ceva de mâncare. De fapt, nu am terminat încă. Am fiert niște cartofi și o să facem piure de cartofi. Și în air fryer, Peter a pus deja niște bețișoare de pește vegane, adică gen fish fingers, dar vegane. Sunt foarte gustoase. Odată mi-a dat de mâncare un cordon bleu vegan făcut de el și eu n-am avut absolut nicio idee că era vegan. Nu mi-am dat seama deloc. Deci, da, azi mâncăm, cum am spus, piure cu fish fingers și broccoli. Se pare că s-a uitat de broccoli. Deci doar piure. Deci avem așa, cum v-am spus, fish fingers și piure, plus un pic de tzatziki, bem ayran, eu am și o cafea, și maioneză, și eu am vrut și barbecue sauce. Înainte să vin în Germania, nu mâncam niciodată maioneză, dar acum de fiecare dată când am ocazia, îmi place să mănânc, pentru că... Nu știu. Aici se mănâncă, de exemplu, cartofii prăjiți cu maioneză în loc de ketchup sau cu sos de curry. My mom had me when she was my age, 15. Am venit să trimit o pereche de cercei pe care i-am făcut eu, cumpărați de cineva pe Depop. Așa. Ta-ta! Și sună plimbare cu micuța. Nu e foarte fericită, fiindcă e cam vânt și nu-i place vântul. Aoleu, tușești? Deoarece astăzi este sâmbătă, nu am foarte multe lucruri pe to-do list, dar una dintre ele a fost să trimit cercei cu koalas. Asta am făcut deja, deci pot să check it off. În afară de asta, am vrut să lucrez la niște comentarii pentru o clientă de-a mea. Eu lucrez freelance pe Fiverr și am câțiva clienți pentru care fac, de fapt, la momentul de față nu am decât una pentru care fac, stați un pic că vine Eli și vrea să-i arunc mingea. Stați un pic! Sau doar să mă joc cu ea, că nu mi-o dă să-i o arunc. La momentul de față n-am decât o singură clientă pentru care fac comentarii și câțiva alți clienți pentru care fac fotografii. Deci ea are un canal de YouTube cu 60.000 de abonați. Este un canal de reacții la muzică, la cântăreți, fiindcă ea este vocal coach și practic îi citesc comentariile și răspund în locul ei, pentru că pe YouTube poți să setezi, să dai permisiune cuiva să acceseze contul tău și să facă, practic să fie un manager pentru canalul tău și ea spune că o stresează foarte mult să primească atât de multe comentarii și nu prea vrea să vadă hate comments și chestii din astea, deci eu, da, îi răspund la comentarii, îmi notez ce requests mai primește și îi mai trimit din când în când comentariile mai drăguțe. Deci o să fac asta nu mult timp, vreun sfert de oră, 20 de minute să fac măcar ceva astăzi și, pe urmă, mai vedem. E deja 9:20, deci
ne începem să ne pregătim de culcare. Ok, tocmai am făcut un duș și acum este vremea pentru rutina de skincare de seară. În seara asta vreau să folosesc această mască de la Lush, se numește Glen Coco. Ingredientele principale sunt pudră de cacao, mandel butter, adică de migdale, cum se numește, unt de migdale, și lut kaolin. Mai are și, cred că, trandafir și alte ingrediente de felul ăsta, dar astea sunt cele principale. Miroase a trandafir și puțină cacao și ajută cu porii astupați, pentru că acel lut kaolin absorbe mizeria din pori și curăță tenul. Îmi place foarte mult, miroase și foarte frumos. Mereu îmi ajunge și câte puțin și în păr, dar nu e ce face. Nu o pun pe toată fața, doar în zona T și zonele feței unde fac coșuri, unde am puncte negre. Așa. Și acum o să aștept vreo 10 minute până se usucă și o să mi-o plătesc de pe față. Tocmai mi-am încălzit. Hello, vlogging in Romanian is a struggle bus. Tocmai mi-am plătit de pe față masca Glen Coco și acum a venit timpul să-mi aplic celelalte produse de seară. Întâi voi folosi acest Beta Hydroxy Acid de la The Inky List, care ajută cu punctele negre, pentru că am foarte multe puncte negre pe nas, pe frunte și pe vorbie și aș vrea foarte mult să scap de ele. Pe urmă, acest Succinic Acid Blemish Treatment, pe care l-am folosit și în dimineața asta, tot acolo pe sprânceană, pe care am folosit cam mult. Au, ce ustură! Au! Cred că o să mi se înroșească tot ochiul. S-a rupt acolo pielea și acum ustură. Și o să mă dau un pic și aici pe frunte și pe nas. Și asta cred că ajută cu punctele negre, deci când mai am puțin extra, dacă am scos prea mult din tub, îmi dau tot așa în T-zone. Folosim aceeași cremă hidratantă pe care am folosit-o azi dimineață, Omega Water Cream. Upsa, ce zgomot! Și sub ochi, încă o dată, cu Retinol Eye Cream. What flag is this? Norwegian? No. Wait, it's founded... It looks Norwegian, but it says it's founded in Stockholm. Mai târziu înapoi... Pfleh. Now you're making me nervous. Mai târziu, chiar înainte să mă bag în pat, o să mă dau cu această cremă numită Barnengen. Stați un pic. Nu o vedeți. Anyways, este o cremă de mâini pe care am cumpărat-o de la Budnikovski, care este un fel de DM, un drugstore aici, și este foarte bună. Mâinile mele în ultimul timp au fost extrem de uscate, atât de uscate încât au și sângerat și s-au crăpat, deci acum încerc să folosesc cremă de mâini cât mai des ca să nu se întâmple iarăși acest fenomen. Asta a fost rutina de skincare de seară. Este ora 10:10, orice om normal s-ar pregăti de culcare la ora asta, dar eu, având un stil de viață relativ nocturn, vreau să apuc să mai fac încă un proiect pe un website pe care lucrez, care este un website de subtitrări și transcrieri. Practic, ascult și scriu ce aud. În ultimele câteva luni m-am culcat din ce în ce mai târziu, uneori chiar pe la 4, 5, 6 dimineața. În ultima săptămână a fost puțin mai ok, azi noapte m-am culcat la 1 fără un sfert, ceea ce este foarte devreme pentru mine și vreau să continui în ritmul ăsta, să mă culc încet mai devreme, dar dacă pot să prind să mai câștig încă 10 dolari înainte de culcare, de ce nu? Și da, cam asta o să fac acum.
Yes, Ellie, it's just me, I'm sorry. Este 8:30, aproape 8:30. Azi noapte m-am culcat pe la 1. Nu știu de ce mi se pare că am fața umflată. Am aici sub păturică un ursuleț care vine acum să mă mănânce. Ei. Nu-i frumos. Ugh, my God. Ok. Nu cu fundul pe fața mea, Doamne. Eli. Gata. Bebe mic. E foarte drăguță. Și voi puțin necuminte. Astăzi am foarte multe lucruri de făcut. Aș vrea să am o zi productivă, deși este duminică și de obicei m-aș relaxa un pic, dar vreau să fac niște poze pentru un client și să editez, poate să filmez ceva. Mi-am făcut o listă, o să vedem ce apuc să fac, dar pozele sunt cele mai importante. Da, Eli? O să mă ajuți tu? Nu. And you can't follow the sword this way. The real thing is in Stanley Hudson. Uitați că am rămas fără loc în SD cardul mare, deci înainte să fac orice altă activitate, trebuie întâi să mi-l golesc. Îl mai am pe ăsta cu care filmez acum, dar ăsta e de doar, nu știu, 64 de gigabytes, ăsta e de 128 și prefer să-l folosesc pe ăsta mare, deci cu asta mă ocup acum. Dacă tot am 128 de gigabytes de date de transferat pe hard drive, mai degrabă aș face asta acum decât să continui să amân și să am foarte, foarte, foarte mult de făcut odată, fiindcă e mult de așteptat să se mute toate documentele, deci e plictiseală, o să dureze ceva timp, dar trebuie făcut până la urmă. Mi-a luat vreo oră să termin cu SD cardul și acum, dacă tot m-am apucat de asta și am tras de timp atâta, o să editez un început de video. Nu o să-mi iau foarte mult timp. Pozele mai am timp până trebuie să le fac. Este 1:30, deci nu o să pierd lumina încă, dar ar trebui să mă apuc mai curând. Știi, mereu fac chestia asta, procrastinez ceva ce, de fapt, când încep să fac, îmi dau seama că, de fapt, nu ia atât de mult timp cum mi-am imaginat, dar sunt puțin perfecționistă și amând pentru că mi-e teamă că nu o să iasă așa de frumoase pozele cum vreau, așa că, da, amând această dezamăgire cu mine că nu mi-au ieșit, dar până la urmă cred că o să fie destul de ok pozele, trebuie doar să mă apuc și să le fac. Conceptul este frumos, o să vă arăt, o să vă explic despre ce e vorba, dar deocamdată editez videoul ăsta. Deci pozele cred că o să le fac direct pe această masă, așa că primul pas este să curățăm masa. Am aici un teanc de ață de la proiectul ăsta la care lucram mai devreme. Haideți să vă povestesc despre pozele pe care le am de făcut astăzi. Eu lucrez de ceva timp, adică de câteva luni, pentru o mică companie de familie care produc lumânări parfumate. Și tocmai au lansat aceste două mirosuri noi, iced coffee și Blaubeer Pfannkuchen, adică blueberry pancakes clătite cu afine. Astăzi fac pozele doar pentru iced coffee, deci sunt gen product photography, poze cu produse. Și m-am gândit că ar fi frumos să fac pozele literalmente cu un iced coffee în fundal și cu blueberry pancakes în fundal.
Blueberry pancakes nu le fac astăzi pentru că nu am afine și în Germania toate magazinele sunt închise duminica, deci nu am de unde să le cumpăr astăzi, dar am tot ce-mi trebuie pentru un iced coffee, am și cumpărat un paharel mai drăguț și asta fac. Foarte simplu, o să fac un iced coffee, o să-l pun în fundal, o să aranjez frumos cu o plantuță și ceva, nu știu, să dress the set și așa. Sunt o familie foarte simpatică ăștia care fac lumânările. Soția nu știu ce face ca profesie, dar soțul este tattoo artist și are un mic studio. Cred că și acolo își face lumânările. Și am impresia că au 5 sau 6 copii, adică sunt o familie foarte mare. Și au spus că la începutul pandemiei, când totul s-a închis și soțul nu mai avea voie să facă tatuaje, au decis, hei, dacă tot avem tot timpul ăsta și n-avem ce face, haideți să începem un small business și să facem lumânări. Asta e logo-ul. Nu știu încă dacă livrează în toată Europa. Cred că da. O să las link-ul lor la website-ul lor în descriere și dacă vă interesează puteți să comandați lumânări de la ei, dacă se poate. Cred că se poate. Anyway, haideți să pregătim cafeaua și setul și toate astea. N-am cum să mă filmez în timp ce fac pozele, fiindcă o să fac pozele cu aparatul ăsta cu care filmez acum, dar o să vă arăt pozele să vedeți cum am ieșit. Ia! Tocmai mi-am dat seama că am făcut o prostie. Am vrut să fac pozele aici, acasă, la iubitul meu, pentru că are... Stai că se cațără un cățel pe mine. Stați un pic. Opa! Da, nu o vedeți. Oricum, am făcut o prostie. Voiam să fac pozele acasă la iubitul meu pentru că are o plantuță frumoasă și el are un stil destul de minimalist aici la el acasă, deci mi s-a părut că merge mai bine pentru pozele astea. Dar am vrut să fac pozele cu lenzul de 50 de mm și l-am uitat acasă. Ceea ce este foarte enervant. O să încerc și cu lenzul ăsta. Cred că o să iasă frumos și așa, doar că lenzul de 50 de mm poate să facă un background din ăla foarte blurry și arată mai frumos câteodată. Dar cred că o să-mi iasă și așa, doar că mă oftic că am vrut să fac cu lenzul ăla și nu l-am decât pe ăsta deocamdată. O să încercăm. Dacă nu-mi ies, o să le fac încă o dată la mine acasă, o să găsesc o soluție sau poate o rog pe mama să-mi trimită lenzul prin poștă, fiindcă stau aici o săptămână, deci e timp să-mi trimită și să primesc pachetul. Ok, mi-am și uitat niște notițe pentru un video acasă, deci nu mai spun. A fost o mică prostie, n-am fost atentă când îmi făceam lista de ce am nevoie să iau la mine, dar o să încercăm și cu lenzul ăsta. Și sper să iasă frumos și așa. Am terminat de făcut pozele. Sunt foarte mulțumită de cum au ieșit, chiar și fără lenzul pe care am vrut să-l folosesc. Acum o să le editez un pic și o să le trimit clientului. Cred că o să-i placă foarte mult de ele. Cred că o să le placă foarte mult de ele. Și în restul zilei nu am neapărat ceva specific de făcut, dar aș vrea să fac niște, cum am spus, niște editat, niște alte chestii, cu speranța ca săptămâna viitoare să fie mai puțin ocupată decât asta. Deci, da, cred că asta o să fac. Am un video de editat și de postat, sper, dacă îl termin astăzi. Peter continuă cu organizarea cărților, fiindcă nu i-a plăcut sistemul meu. Și pot și să-mi beau cafeaua pentru că am terminat cu photoshoot-ul și mi-a rămas o cafea cu gheață. Foarte bine. Am un cățeluș pofticios aici care miroase sticla și o linge că e rece și udă. Da. Am aprins cu ocazia photoshoot-ului și lumânarea și miroase extrem de frumos. Îmi place foarte mult de ea. Îmi plac foarte mult lumânările cu mirosuri dulci, dar și cu cafea, cu cacao, cu caramel. Mirosurile astea îmi plac foarte mult și asta cu
cu cafea este foarte bună ca să te simți așa mai înviorat, mai vioi, mai energizat într-un fel. Iar m-am pus pe cusutul în cruciulițe. E o plictiseală totală, sincer, aș vrea să termin odată proiectul ăsta, fiindcă mâinile mele sunt, dacă mă credeți, absolut distruse de când lucrez la chestia asta. M-am tot înțepat cu acul și mă doare aici degetul mijlociu, unde folosesc partea asta a degetului ca să împing acul prin material. Fac un proiect cu temă de Paști. Sunt două găinușe, aici nu, unde e albastru încă nu am făcut, dar aici se vede că e o găinușă cu ouă de Paști și am vrut foarte mult să-l termin înainte de Paști, dar nu știu dacă reușesc. Nu mai pare a fi foarte mult de făcut, dar durează atât de mult timp și merge atât de lent treaba, absolut, deci mă tâmpește, nu mai pot. Cred că după ce termin proiectul ăsta trebuie să-mi găsesc neapărat alt hobby, pentru că nu mai pot, nu mi-am imaginat când m-am apucat de chestia asta, că poate lua atât de mult timp. Și nu vreau să spun că sunt leneșă sau că sunt nerăbdătoare. Ok, uneori sunt un pic nerăbdătoare, dar asta este pur și simplu ucigătoare treaba. Mai am încă un proiect pe care l-am început cam câteva zile după Crăciun, care este cu temă de Crăciun. Este un ren cu un om de zăpadă și... Și ăla e mult mai mare decât ăsta și am lucrat foarte mult la el. Vreau să-l termin, bineînțeles, înainte de Crăciun viitor. Aș avea vreo 8 luni jumate să-l termin, dar, na, da, 8 luni, dar nu știu dacă mai pot să continui cu chestia asta. Următorul hobby pe care aș vrea să-l încerc este să fac propriile mele lumânări. M-au inspirat ăștia de la Heart and Soul Candles, unde lucrez și le fac poze. Miroase foarte frumos lumânarea asta. Da, m-au inspirat și aș vrea să încerc și eu să fac lumânări. Nu știu dacă o să-mi iasă, s-ar putea să fie un hobby destul de scump. De început, mai ales uleiurile de alea frumos mirositoare, astea știu că costă destul de mult, fiindcă e ușor să găsești de-astea cu mirosuri de fructe și de alte plântuțe, dar mie îmi plac mirosurile dulci, cum am spus, și cele pe care le-am găsit care au miros de chestii dulci sunt mai scumpe decât cele cu fructe și alte chestii din astea. Deci, da, nu știu când o să am bani să mă apuc de făcut lumânări sau timp, dar în orice caz, ideea este... Sper să termin odată proiectul ăsta și să pot să termin cu cusutul în cruciulițe, pentru că mi-a fost de ajuns. Este, nu știu, nu e de mine. E distractiv, adică cred că o să mă simt foarte împlinită când îl termin în sfârșit, dar durează prea mult, chiar nu mai pot. Da, continuăm cu găinile. Este 9:30, am făcut un duș, m-am spălat la cap. Și fiind duminică seara, de obicei, sau de fapt în fiecare duminică seara, îmi fac to-do listul pentru săptămâna viitoare. Stau câteva minute și scriu tot ce îmi trece prin cap, tot ce am de făcut pentru săptămâna viitoare și le categorizez pe work, social și personal. Work fiind muncă, aia pentru care câștig bani, social fiind muncă legată de social media și personal fiind alte lucruri de o natură personală sau gen life admin și alte chestii care nu sunt nici muncă, nici social media. Așa arată lista de săptămâna trecută, cam așa e. Verde este work, roșu este social, mauve este personal și după ce le-am făcut, le cross off. Ce nu am făcut săptămâna asta, trece pe săptămâna viitoare. Și cam așa merge treaba. De obicei, planning-ul de duminică îmi ia mult mai mult timp. În fiecare seară înainte să mă culc, mă uit prin jurnal, prin planner și îmi scriu ce am de făcut a doua zi.
dar duminica de obicei ia foarte mult timp pentru că, bineînțeles, că trebuie să mă gândesc la o săptămână întreagă. Azi nu a fost o zi așa de productivă precum am sperat să fie. Mă bucur că am terminat cu pozele, asta a fost un lucru bun, dar în afară de asta am cam tras de timp, am făcut un pic de journaling, ceea ce a fost ok. By the way, îmi cer scuze pentru dungile ciudate de pe video aici, este o lumină care nu este foarte prietenoasă cu aparatul video. Ce spuneam? Da, uneori mi-e puțin greu să fiu productivă când sunt aici acasă la iubitul meu pentru că trebuie să lucrez. Eu nu am un desk, gen work desk aici și trebuie să lucrez la coffee table, care este foarte joasă și stau așezată pe canapea și asta mă face să mă gândesc sau să intru într-o stare mai relaxată și este și foarte incomod să scriu pe calculator la măsuța asta foarte joasă. Deci, în general, mi-e puțin mai greu să fiu productivă când sunt aici, dar voi încerca săptămâna asta să trec peste acest challenge și să fac cât mai multe treburi cu putință, dar cred că am filmat de ajuns pentru vlogul de azi. Sper că v-a plăcut. Mă bucur că m-am întors aici, pe canalul ăsta și că am început iară să fac videouri pentru canalul în limba română. Să-mi lăsați în comentarii, nu știu cine o să vadă videoul ăsta sau câți oameni vor vedea videoul ăsta, dar dacă e cineva care se uită sau s-a uitat până acum, să-mi lăsați, vă rog, un comentariu și să-mi spuneți ce ați mai vrea să vedeți pe canalul ăsta. Și da, eu o să mă duc, o să mă ocup de planning și pe urmă o să mă culc. Și acum vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pa, pa!